Țesuturile animale. Resursă educațională dedicată clasei a șasea. Există patru categorii principale de țesuturi animale, și anume țesutul epitelial, țesutul conjunctiv, țesutul muscular și țesutul nervos. Haideți să vorbim despre fiecare în parte. Țesutul epitelial este format dintr-unul sau mai multe straturi de celule legate între ele, aflate într-o continuă diviziune. Este un tip de țesut nevascularizat. Poate fi după rolul pe care îl are de mai multe tipuri, și anume țesut epitelial de acoperire. Poate proteja corpul la exterior, de exemplu epiderma, sau căptușește unele organe la interior formând mucoase. Țesutul epitelial senzorial îl regăsim în structura unor organe de simț, de exemplu limba. Țesutul epitelial glandular îl găsim în structura unor glande, salivare, sudoripare, tiroidă. Țesutul conjunctiv este format din celule, fibre și substanță fundamentală, care poate fi moale, semidură, dură sau fluidă. Țesutul conjunctiv moale poate fi lax, când umple spațiile dintre organe, leagă diferite fibre musculare între ele, susține nervii, vasele de sânge sau însoțește epiteliile. Tot un tip de țesut conjunctiv moale este și țesutul adipos, care este format din adipocite sau celule pline cu grăsime. Un al doilea tip de țesut conjunctiv este țesutul conjunctiv semidur sau cartilaginos. Este nevascularizat și formează cartilajele la nivelul articulațiilor sau care intră în structura unor organe, de exemplu, pavilionul urechii. Al treilea tip de țesut conjunctiv este țesutul conjunctiv dur. Îl regăsim în structura oaselor. Ultimul tip de țesut conjunctiv este țesutul conjunctiv fluid, sângele. Substanța fundamentală e reprezentată de plasmă, iar celulele sunt elementele figurate ale sângelui. Cel de-al treilea tip principal de țesut, țesutul muscular, este format din fibre musculare. La rândul său, țesutul muscular poate fi neted sau visceral, intrând în structura unor organe interne sau a vaselor de sânge. Aceste celule se contractă lent și involuntar. Țesutul muscular striat sau scheletic intră în structura mușchilor scheletici sau ai mușchilor sistemului locomotor. Aceste fibre se contractă rapid și voluntar. Țesutul muscular cardiac sau miocardul este al treilea tip de țesut muscular și intră în alcătuirea mușchiului inimii, asigurând contracția acestui organ. Țesutul nervos este format din neuroni care intră în structura encefalului, a nervilor și a măduvei spinării, și din celule gliale care susțin și hrănesc neuronii. O întrebare pentru voi. Țesutul muscular neted intră în alcătuirea
mușchilor brațului, mușchilor intestinului subțire, mușchilor limbii, mușchiului inimii,